Studenții Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Centrului Universitar Pitești al UNSTPP au dat startul sărbătorilor de iarnă. Profesorii și studenții au împodobit bradul de Crăciun pe holul facultății. În cadrul tradiționalului moment artistic, studenții de la specializările pedagogie, psihologie, asistență socială și jurnalism au cântat colinde și au recitat poezii. Organizatorii își propun promovarea și păstrarea tradițiilor românești de Crăciun, iar moșul a venit necondiționat. Mesia. De 2000 de ani trăim, mare minune la Biflaim. Se naște pruncul cel prea sfânt, primit de Tatăl pe pământ. O sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește că astăzi sarica blană, bărăganele de grâu, culcă-n sarica blană, bărăganele de grâu, năpădind zbătăi și rosturi, iar năuri cărici minuni, mistuind în adăposturi oameni și sălbăticiuni. La mulți ani tuturor, sărbători cu bine și din partea facultății, toate urările de bine și să ne revedem voioși după vacanță. Dar până atunci, haideți la ore, că am învățat. Aprindeți lumina credinței, să o țineți, să o păstrați și să o duceți mai departe împreună cu cunoștințele și cu toate testele și cu toate notele. Și...